Dumneavoastră invităm pe Adina de la Heaven. Hello, hello. Bine, ce frumos, Rumâna. Trebuie să găsim felicitări pentru noua emisie. Dragoste. M-am văzut ieri. Eu îți mulțumesc din suflet că ai venit la noi, mai ales că suntem la început de drum. Toată vara asta o să tot petrecem. Cum are drag. Aici alături de noi. Cum să nu? Te-aș fi invitat la umbră, dar uite că avem un pic de soare și un pic de umbră. Las că e bine, Pepe, că și așa n-am apucat vara asta să mă duc să mă bronzez niciunde. De chiar vreau să te întreb, n-ai apucat să mergi la plajă până acum? Sunt bronzată pentru că îmi beau cafeaua în grădină. În perioada verii mut biroul în grădină, știi? Stau pe telefoane de la 8:30, la 7 încep dimineața cu cafea. Luți o jumătate de oră, apoi o oră sport intens și la 8:30-9 pe telefoane, tată. Deci asta până e viața ta. Da, asta e. După aia, nu stai un pic, că după aia încep întâlnirile cu business-urile pe care le am, știi? Că deci am tu începi în grădină. Poftim? Începi în grădină. Încep în grădină, acum vara, că și din toamnă mă mut la birou. Sunt? În oraș peste tot, îți dai seama. Mă întâlnesc, sau dacă nu, prin țară pe la primărie, pentru că eu mă organizez și evenimente în afară de faptul că... Am auzit că organizez evenimente, asta chiar vreau să întreb despre. Pe din 2007 tot fac asta. Păi nu știu de ce nu ne-am întâlnit noi vreodată până acum, dar cu ceilalți colegi ai mei tot am... Bă, da, de fapt, am dat și eu cu tare între timp. Asta zic. Nu, noi ne-am întâlnit la altele, dar la cele organizate de mine mă refer, știi? Bine, trebuie să mă mai sun din când de când. Hai că o să te sun, să știi. Să știți că sunt foarte accesibil. Nu, dar la modul cel mai serios. Mă, sunt accesibil ca și artist, adică nu sunt un artist extrem de scump. Eu sunt scump așa că vine să mă apuc, mă vezi la mod de... Și când frumos. Păi da, și pupa când am văzut. Da, poate facem și noi un duet. Deci cu vacanța până acum mai subțire. Mă, cu vacanța până acum nu, dar dacă până, ce, azi e marți, dacă până miercuri sau joi dimineață, să-ți pun fază, deci nu mi s-a întâmplat niciodată în 12 ani de zile, trebuia să am două, mă rog, o tipă și un tip să le logodesc, da? Și trebuia să cânt sâmbătă. Din păcate oamenii sâmbătă s-au despărțit, da? Și acum m-a sunat socru. Mai stai până miercuri, joi, te rugăm să vedem dacă putem să-i adunăm la loc. Și tu îți faci vacanța în funcție dacă, exact, dacă de ei, dacă se împacă sau nu? Pe primul meu weekend liber din martie și până în octombrie n-am unul liber. Iar dacă pe mine miercuri mă sună și îmi spun că s-a anulat toată treaba, căsătoria lor și așa, eu mă urc în mașină miercuri noaptea și am plecat în Grecia, știi? Pentru că în 15 am concert, în 19 am concert, în 20 am concert și weekend de weekend după aia. 3 septembrie, 2 septembrie, 10 septembrie, 8 septembrie, Doamne, și tot așa. Doamne, ce vară încărcată și tu, măi, pentru Pepe, Adina. Suntem la fel, de-aia zic. Deci prima dată în viața mea mi s-a întâmplat să stau acum, mă rog, să nu se căsătorească oamenii ca să pot să plec în vacanță, dacă îți vine să crezi. Hai, nu lasă-i să se căsătorească. Sunt atâția, da, care pot merge să cânte la fiecare eveniment în parte. Mai cu am Glens, dat Arbuna. Cum cu Glens, cum e? Cu Glens sunt super, super bine. Eu mă ocup de managementul lui, de impresariatul lui. Am casa mea de producție din 2007 ca și firma de organizare. Și de 4 ani noi suntem împreună, de 4 ani mă ocup și de el ca și artist, adică investesc atât în el cât și în mine, și fac o producție dacă e cazul, dacă simt eu că piesa o să mi atingă 40, 50, 60, 70 de milioane, o păstrez pentru mine să încasez eu toți banii, înțelegi? Deci eu ești dacă o afaceristă nu... din asta înrăită, se pare că tu ești acolo stâlpul afacerii. Stâlpul afacerii sunt eu, dar și el mă ajută foarte mult. Contează foarte mult cum vă înțelegeți. În schimb, stâlpul casei este el. Aha. Pentru că așa e frumos să lași bărbatul să se simtă bărbat în casă. Deși știi cum e la noi. Lăsați bărbatul să se simtă bărbat în casă și femeile să facă ce vor. Să facă ce vor când pleacă de acasă, adică să rezolve toate lucrurile, știi? Foarte bine. Pe rolul femeii asta e. În afară de muncă, în afară de stresul ăsta de zi cu zi, până la urmă ne ocupăm cu toți de toate. Pentru că trebuie și pentru așa că este. Suntem activi și pentru că ne place asta. Și asta și când ai timp să te relaxezi total sau să te distrezi total? Total, în ianuarie, de obicei plec doar o lună de zile în vacanță. Da, e singura lună în care îmi pot permite să stau. Ai încercat să vii o zi de duminică sau de luni sau de... În orice zi vrei tu, o zi, nu, să vii la Divertiland, să te dai în tobogane.
O să încerc în cursul săptămânii. Să stai la locul de joacă chiar și pentru copii, să vezi cât de frumos se distrează familiile cu copii. Că nu știu dacă tu știi, sora mea, eu de asta când singură de un an și ceva, sora mea a născut, am un nepoțel. Păi și de ce nu zic la divertile? Când o să am timp o să vin. Deocamdată, sper că până la piscina e încălzită. Da. Sunt salvamari la fiecare colț de piscină. În portbagaj eu am după mine șponierul. Dacă am un costum de baie, promis solemn că după ce terminăm treaba mă arunc în piscină. Doar dacă l-am la mine. Okay. Atât. Ok. Spune-mi pe partea muzicală, pentru că așa își dorește orice artist. După ce vorbește de tot ceea ce face în viața de zi cu zi, așa cum e interesat publicul, pentru că de cele mai multe ori publicul e interesat de ce face personal fiecare parte. Știu, știu, dar artistic vorbind, ce ai lansat, ce lansezi, astăzi voi veni cu piesa pe care eu am lansat-o în noiembrie anul trecut. Să spun și de ce, pentru că aveam single-ul pregătit pentru vară, dar crede-mă, nu am avut timp să ajung la studio să trag piesa. Îți jur. Nu mai contează și dacă și... piesa lansată în noiembrie scrie sau merge încă foarte bine. Se înțelege din ea că e doar de noiembrie, nu e o piesă de dragoste. Nu este o piesă de dragoste și are influențe latine, balcanice. Opa, deci frumos se dansează. Fetelor, ați auzit? Latino-balcanic. Mă rog.